Discuțiile legate de acest domn Rufă nu demotivează lotul pe care la acest moment îl pregătește Leontin Doamnă? Întreb și eu așa. Poftim? Discuțiile acestea cu domnul Rufă, în care jucătorii nu mai înțeleg, domnule, vine Rufă, plecăm noi, vine Snagovul, vine... Nu demotivează lotul de la care noi cerem acum performanță? N-ar trebui lăsat aceste discuții și văzut după încheierea sau după anumite etape. A fost o discuție. A fost o discuție cu... Probabil nu este plăcut la lotul acesta. Dar nici pentru noi nu este plăcut ca lotul acesta să fie pe locul 12 sau pe 11 sau pe 10. Deci cam jucăm așa. Jucăm... Nu este plăcut. Când toată lumea și-a pus speranțe foarte mari în lotul acesta, inclusiv voi presa, toți ați scris. Trebuie să recunoaște. Că ce lot, că s-a scăpat de Craiova, că nu știu ce, că ce lot. Toate acestea și neperformanța și rezultatele care în momentul de față nu sunt bune, te face să intri sau ne caută alți, nu numai domnul Rufă, ci și alți domni care cu loc de Liga a doua ne caută, pentru că știu, Reșița are bază bună, Reșița are hotel, Reșița, lumea este deschisă spre sport. Cine nu a ținut ca această echipă să fie pe locul întâi acum, să se încheie absolut orice fel de discuție. Da, deci suntem pe undeva într-o zona paradoxului. Nu e deloc o zona paradoxului. Vis-a-vis de bugete. Adică odată spunem că nu prea am avea buget și pentru fotbal și pentru handbal și că suntem strâși cu Cureaua, dar pe de altă parte le așteptăm pe Rufă. Nu le așteptăm, a zis că a fost o discuție. Mai mari și mai consistente. A zis că a fost o discuție. Da. Și suntem, nu prea avem buget dacă nu avem performanță. Asta este ideea. Din discuțiile avute cu domnul primar, își dorește performanță. Dacă va fi performanță, va fi buget și vrem să plătim performanță. Nu-i deloc un paradox. Avem, dar vrem performanță. Nu avem buget pentru locul 10 și 12 să plătim salarii de divizia B. Și nu vrem asta. Nu-i că nu. Nu vrem. Și eu cel puțin cât sunt conducătorul clubului, nu vreau. E simplu. Nu-i niciun paradox. Plătim performanța. Asta este. Da, și cu domnul Rufă a fost o discuție, o simplă discuție, într-o duminică, la o cafea, s-a discutat, nu s-a luat. Cristi, da. Nu vine domnul Rufă la o cafea, într-o duminică, și ploioasă cu ăstaia. N-a fost plăs. N-a fost. Domnul la București, cu ce dracu? Și n-a venit de la București, a venit de la... De unde vine? A venit de la Târgu Jiu, că a avut de acolo. Tot dracu. Tot amândoi. Tot așa, bine, dacă mai să mă duc pe la Liga, să-l văd pe Popa, că nu-l cunoștea pe Excel. Nu? Am auzit de el. Bun, discuție există, nu este rău. Da, dar am recunoscut asta, că a fost o discuție, că, dar momentan... Să vină și Craiova, să vină oricine să investească. Dar putem avea încredere într-un personaj despre care presa centrală a scris în atâtea rânduri. Presa sportivă centrală, oameni grei, cu condei, nu mercenari plătiți așa, care scrie foarte clar... Da. Că acest băiat și alături de alți președinți de cluburi dictau din tribună scorul final pe care... Și eu, și acel oameni despre care se scrie la modul ăsta, îi putem lua în curtea noastră? Sunt oameni de care trebuie să facem sport. Păi oamenii acestea au fost în curtea noastră. Le-au dovedit că... Da, au făcut performanță totuși rupă. Acum dincolo e păcate lui. Știi că nici unul nu a făcut rupă. A făcut performanță. Și în primul rând, în momentul ăsta noi trebuie să sprijinim pe Leo Doamnă și acest lot pe care îl are. Dar Leo după asta se mai pune în de ce nu este subiectul ăsta? Pentru dacă mi s-a pus întrebare, este normal să discut și subiectul acesta, să știți de la mine ce s-a discutat și ce. Dacă tot nu se face nimic cu Rufă, trebuie să discutăm cum e Rufă, dacă e rău. De-aia este în afară discuțiilor. În afară conferinței. Bun atunci, hai că e bun, dacă nu suntem în afară, dar ce-au greșit? Dar nu fac venit la Reșița. Nu fac venit la Reșița și domnul primar a spus că nu s-au înțeles și că nu vrea să facă dragoste cu Stina pentru primul reșițean, că nu vrea nimeni. Discutăm acum dacă Rufă pariază sau face chestii. Da, ideea este să susținem această echipă, să ne ajutați și voi. Tu ai spus că nu-i bine să bagi Rufă ca să nu demoralizezi băieți. Hai, nu-i demoralizat, lasă-l în pace.
Băieții noștri sunt... Nu am întrebat de Rufa, domnul Nafir a întrebat. El nu a scris subiectul Rufa. Nu, băieții noștri au experiența necesară și au jocuri jucate la Liga a doua, încât să nu fie așa ușor demoralizați, pentru că nu suntem fetițe. Când ce apare un articol în ziar, gata. Atunci când ești la Dinamo, la Steaua și îți apar 10 articole pe zi, atunci ce trebuie? Suntem profesioniști, presa scrie ce vrea, băieții îți plătiți să joace, să se antreneze și asta. Asta este. Nu e treaba mea să analizez presa sau să încep să fiu supărat pe articole din presă. Ei sunt profesioniști și nu sunt fetițe. De asta sunt. Și nu sunt copii de 15-16 ani din curtea noastră să fie sensibili și să... Credeți-vă. Asta este ideea. Fac și planul de viitor. Poftim? Corect. Tocmai de aceea fac și planul de viitor. De vrem performanță. E simplu și vă rog să scrieți asta și să vrem performanță. Dacă nu se facă și ei planul de viitor, și noi ne facem planul de viitor. Asta. Vrem doar performanță. Dacă nu, ești liber să-și facă. Dacă nu... Și am discutat clar cu acesta. Dacă nu ne punem din iarnă o reconstrucție, o luăm ușor, au luat-o și echipe mai mari ca noi, nu o este. Este dureros, nu e frumos. 2 ani s-a încercat, nu s-a putut, vezi, nu e matematică. O întrebare suportează, domnul director. Relația cu Federația Română de Fotbal, care vă este la orator? Foarte bună. Las-o, dracule. Fie rea, mă, las-o. Să fie rea. Atâta timp când în momentul de față clubul nu are niciun proces cu Federația, nu are, de ce să nu fie cu... O suport și eu că este o relație foarte bună. Sunt un club afiliat la Federația Română de Fotbal. Așa este normal. Noua organigramă pe care ați spus că o veți prezenta la un moment dat, nu? La un moment dat. Da. Sau în fața Consiliului Local, nu? Ei aprobă măsoarele, exact. Exercițiul bugetar pentru direcția pe care o conduceți. Îl are și pe domnul Marcel Gușcă, inclus, că am înțeles că au fost niște discuții legate de prezența lui în cadrul clubului, ca angajat, ceva, erau niște discuții. Păi după cum știți, postul lui nu mai este. În noua organigramă vom vedea. Este la concurs, să înțelegem, sau nu? Vom vedea. Îmi doresc să avem suporterii lângă noi. Dar la fel, nu cu orice fel. Suporterii lângă noi, dar angajatul e angajat, suporterii suporter. Până la, nu știm aici cum diferențiem. Că se pare că aici s-au creat niște mici disensiuni. Adică suporterul angajat la cluburi, s-au strigat anumite lucruri de dincolo de gard. Care... De ce i s-au permis aceste lucruri? Răspund cu întrebarea la întrebare. Da. Da? Da, trebuie să răspund alții. Poftim? Nu e la mine. Păi tu ai ajuns în discuție problemă. Poftim de asta de atât. Deci nu văd. Da, dacă vreți să atingem și subiectul Marcel Gușcă, mă știu de mulți ani cu el. Știu că a stat mult pe stadioane, încă de când era echipa Liga 1. Eu eram copil de mici pe aceea. Am avut o colaborare bună cu el în mandatul meu. Vom vedea ce se va întâmpla. Știu ce a făcut el aici. Mi s-a spus că făcea strategiile echipei, că nu mi-a antrenor, că nu mi-a jucător. Dacă așa stă treaba, nu va merge la mine. Și nu va merge indiferent cu ce să numească antrenori, jucători, indiferent cineva. E simplu. Domnilor, sunt obișnuit să-mi iau valiza. Știți cum am două valize mari pregătite în mașină? Acum e cam un copil mic și asta. Le văd și asta. Cum am plecat acum 7 ani în lume și nu mă știa nimeni, mai plec o dată. Dacă nu ai venit să plece, a venit 4 ani. Dacă cineva îmi face strategie, să face strategia Marcel Gușcă, la jucător, la echipă, la... E atât de simplu. Deci să înțelegem că Leo Doană nu este un pansament pentru acest moment, este un antrenor pe care vă bazați și în care credeți. Sigur. Sigur. Pentru că, te rog să mă crezi, în momentul când Tavi a plecat, am fost una de foarte mulți antrenori. Chiar și eu am rămas uimit. Înseamnă că știau de reșita și de clubul acesta. Am spus clar că antrenorul nostru este Leo Doană.